poate găsi o femeie cinstită. Ea este mai de preț decât mărgăritarele. Mai de preț decât mărgăritarele. Inima bărbatului se încrede în ea și nu duce lipsă de venituri. Ea îi face bine și nu rău în toate zilele vieții sale. În toate zilele vieții sale. Ea face rost de lână și de in și lucrează cu mâini harnice. Este ca o corabie de negoți, de departe își aduce pâinea. Ea se trezește când este încă noapte. Și dă hrană casei sale și împarte lucrurile peste zi slușnicelor sale. Se gândește la un ogor și îl cumpără. Din rodul muncii ei sădește o vie. Ea își încinge mijlocul cu putere și își oțelește brațele. Vede că munca îi merge bine. Lumina ei nu se stinge noaptea. Nu mănâncă pâinea. Ea pune mâna pe furcă și degetele ei țin fusul. Ea își întinde mâna către cel nenorocit. Către cel nenorocit. Își întinde brațul către cel lipsit. Își întinde brațul către cel lipsit. Nu se teme de zăpadă pentru casa ei, căci toată casa ei este îmbrăcată cu cărămiziu. Ea își face învelitori. Are haine de in subțire și purpură. Bărbatul ei este bine văzut la porți când șade cu bătrânii țării. Ea face cămăși și le vinde și dă cingătorii negustorului. Ea este îmbrăcată cu tărie și slavă și râde de ziua de mâine. Ea deschide gura cu înțelepciune, înțelepciune și învățături plăcute îi sunt pe limbă. Ea veghează asupra celor ce se petrec în casa ei și nu mănâncă pâinea lenevirii. Fiii ei se scoală și o numesc fericită. Bărbatul ei se scoală și îi aduce laude zicând: multe fete au o purtare cinstită, dar tu le întreci pe toate. Dezmierdările sunt înșelătoare și frumusețea este deșartă. Dar femeia care se teme de Domnul va fi lăudată. Răsplătiți-o cu rodul muncii ei și faptele ei s-o laude la porțile cetății. Ce au trecut de Dumnezeu m-ai învățat cum să ascult, cum să trăiesc, cum să-L iubesc. Cuvântul Sfânt în inimă să-L primesc. De aceea vreau ca-n țara sa, Iisus, să fiu cu tot cu mama mea, să pot și atunci să-i mulțumesc că tot ce am acum și ei datoresc. Cine poate găsi o femeie cinstită? Ea este mai de preț toate mărgăritarele. Tu ai fost aceea ce mi-ai dat viața. Femeia care se teme de Domnul. Eu i-am iubit de-a ta iubire, de-a
mai